Timiș, 5.000 de oameni din Gătaia riscă să fie evacuați. Localitatea este amenințată de ape, este cod roșu de inundații valabil acolo. Râul Bârzava a ieșit din matcă, iar oamenii încearcă să consolideze digul cu mâinile goale. Gătaia a mai fost devastată de viitură și la inundațiile din 2005. Atunci, digul a cedat. Colegul meu, Mihai Volușescu, a ajuns la fața locului. Ne spune care este situația în zonă. Mihai, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Aici, în orașul Gătaia, există un centru de comandă în care sunt prezente mai multe autorități, dar și salvatori de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, pregătiți să intervină în orice moment în caz de nevoie. Ce vedeți acum în imagini este râul Bârzava, care este sub incidența unui cod roșu de inundații, cod care a fost emis în această dimineață și este valabil până astăzi la ora 8. După cum puteți să vedeți în imagini, apa este foarte mare. Din fericire, momentan nu a trecut de digul de protecție, astfel încât gospodăriile și casele oamenilor de aici din apropiere nu au fost afectate, însă pericolul rămâne, cel puțin până la ora 18, pentru că până atunci au emis hidrologii această avertizare, cod roșu de inundație. A fost și o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în care s-a luat decizia în înființării grupei operative care să fie pregătită să intervină în orice moment. Sunt în această localitate pregătiți oameni care să ajute cu saci de nisip în cazul în care este nevoie. Din fericire, până acum situația a fost sub control, însă hidrologii se mențin pe poziții și spun că până la ora 18 există pericol de inundații de cod roșu pe acest sector al râului Bârzava. De altfel, există și alte avertizări ale hidrologilor în vigoare, tot din cauza ploilor abundente care au avut loc zilele trecute în vestul României. Vorbim despre coduri galbene și portocalii pe majoritatea a bazinelor hidrografice din județul Timiș, dar și din județul Caraș-Severin, și aceste cursuri de apă sunt atent monitorizate în acest moment de către autorități și, bineînțeles, toate informațiile sunt trimise către grupa operativă și aceasta întocmește situația în fiecare oră. Din fericire, până în acest moment nu au fost probleme. Aici, în localitatea Gătaia, de altfel, de-a lungul timpului au mai fost probleme cu inundațiile. Râul Bârzava a creat de multe ori probleme locuitorilor de aici din zona. Au fost inundații destul de serioase, iar cei de la apele Banat au încercat să consolideze acest dig în mai multe rânduri. Au făcut chiar un proiect european pentru consolidarea acestui dig, însă acest proiect european nu a fost acceptat și nu a primit finanțare, astfel încât nu au fost făcute lucrări de consolidare. Mihai Volușescu, mulțumesc pentru toate aceste informații, iar alerta de vreme rea a fost actualizată, doamnelor și domnilor, de meteorologii ANM. Sunt anunțate furtuni chiar de la această oră. Cod galben în vigoare până la ora 16 în 3 județe, Prahova, Ilfov și Dâmbovița, 13 localități sunt afectate de acest cod galben de ploi abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil grindină în toate aceste localități. Așadar, un cod galben anunțat de meteorologi care intră în vigoare chiar la această oră și va fi valabil până la ora 16.